Aș vrea să ne apropiem de cuvântul Domnului și să răspundem la o întrebare: cum iubește Dumnezeu? Despre iubirea lui Dumnezeu aș vrea să vă spun câteva lucruri. Înainte de a începe, o să vă spun că s-ar putea și de aici, nu e nicio problemă, să apară așa idei: da, tu ne vorbești de dragostea lui Dumnezeu, dar predică-și din Evrei 12, că Dumnezeu e un foc mistuitor. Predică-și din Evrei 6, că cei care au fost odată luminați și au gustat din puterile veacului viitor și au căzut iarăși, este cu neputință să fie înnoiți și aduși la pocăință pentru că ei răstignesc din nou pe Domnul slavei. Pentru aceste teme vă invit pe YouTube, că nu-i timp în seara asta să predicăm tot ce știm într-o singură predică, nu mă mai cheamă, frați. Este o serie de studii biblice. Chiar pe site-ul, pe YouTube, scrieți Biserica Lucruri Noi, avem 11 studii biblice. Dacă e cineva curios și despre aceste subiecte, poate să le abordeze. Însă, Dumnezeu cucerește inimi cu dragostea Lui, nu cu judecata. Când Iacov și Ioan erau tare supărați că nu li s-a permis accesul în Samaria, au zis așa: noi avem verset biblic în Vechiul Testament, să-i pârjolim. Vrei să poruncim ca Ilie să coboare foc din cer peste oameni ăștia? Iisus le zice nu doar un nu simplu, le spune: voi în aceste secunde aveți o inspirație de o altă natură străină și nici nu știți măcar de ce duc sunteți călăuziți. Și în continuare spune: eu am venit să mântuiesc lumea, nu să o judec. Tot Apostolul Pavel spune în Roman 2:4: nu vezi tu, omule, că cine te îndeamnă la pocăință? Bunătate. Deci Dumnezeu evanghelizează lumea asta prin bunătate, nu prin a o speria, nu prin a o judeca, nu prin a o pârjoli. El zice: eu am venit să mântuiesc. Deci eu vreau să vorbesc despre inima lui Dumnezeu care e plină de dragoste. Inima lui Dumnezeu care este plină de iubire. Și acum, după ce predici despre dragostea lui Dumnezeu, vin mulți oameni, spun: bun, dar trebuie și disciplină, frate, nu numai dragoste, că dragostea e un concept pe care dacă îl înțelegi greșit, naște monștri. Eu cred că dragostea lui Dumnezeu naște oameni din nou. Amin. Și dacă e cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus și iată că s-au făcut noi. Scrie în 2 Corinteni 5:17 lucrul acesta. Și eu sunt de acord că creștinul trebuie să umble pe calea harului disciplinat. Harul nu înseamnă dezordine, lene spirituală, șomaj tehnic prin biserică. Dar în momentul în care înțeleg că toate aceste discipline spirituale, post, rugăciune, citit din Biblie, mers la biserică, practicarea zeciuielii, tot ce faceți, au ca fundament dragostea lui Dumnezeu, atunci eu sunt un creștin tare fericit. Sunt oameni care doar practică aceste discipline spirituale și nu s-au întâlnit niciodată cu inima plină de iubirea lui Dumnezeu și pocăința e un chin, e o târâre spre rai. Eu am stat de vorbă cu câțiva oameni în viața asta și unii mi-au zis: frate John, ce tot atâta viață din abundență din Ioan 10:10 spui? Că Iisus spune acolo: am venit ca oile să aibă viață din belșug, nu să stea chinuiți. Eu m-aș bucura, zicea unul, să intru în rai și în spatele meu să închidă ușa. Eu ultimul, zici, să se închidă poarta raiului cu mine. Asta este o gândire plafonată pe care Dumnezeu nu ne-o cere. Dumnezeu ne cere cât mai mult. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Deci disciplinele spirituale au ca fundament dragoste. Acum, în Ioan 14:15, prima trimitere biblică, Iisus spune foarte simplu: dacă mă iubiți, veți reuși să păziți poruncile mele. O veți face într-un mod natural. Dacă sunteți, încă o dată, dacă sunteți îndrăgostiți de mine, modul vostru natural de a vă purta va fi că veți păzi poruncile mele. Eu am citit vreo 31 de ani versetul ăsta de la dreapta la stânga, în loc să-l citesc de la stânga la dreapta. Și de la dreapta la stânga el zice așa: dacă păzești poruncile Domnului, îți demonstrezi iubirea față de El. El pare la fel, dar nu-i deloc la fel. Pentru că foarte multe comunități cad în greșeala asta și indivizi. Spun, eu vreau să-L iubesc pe Dumnezeu. Și spun, dați-mi caietul de sarcini, dați-mi lista de să faci și de să nu faci. Asta e gândire vechi testamentară, de vechi legământ. Ce să fac? Să nu dregi, să nu poftești, să nu furi, să nu ucizi, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Bun. Dacă eu mă chinui să respect caietul de sarcini al lui Dumnezeu, regulile lui, pentru a-mi demonstra iubire, pe fruntea mea scrie legalist și direcția nu-i spre viață, e spre moarte. Iisus spune altceva: dacă îți cuceresc inima cu dragostea mea și ești îndrăgostit de mine, tu vei păzi în mod natural poruncile mele. Să vă dau un exemplu. Scriptura
Cine crede că în Biblie sunt reguli? Mâna sus. Bun. Antinomianiștii, sună ciudat, dar există și ei, spun că Dumnezeu nu se așteaptă ca ființele omenești, mergătorii la biserică, să respecte vreo regulă. Ei spun nu există reguli, e doar har. Nu există reguli. Ăștia sunt antinomianiști. Le contestă pe toate. Bun, noi nu suntem din ăștia. Biblia e o carte plină de reguli. În Biblie scrie, iubește, iartă, fii fidel nevestei tale, fii generos, nu mai zice minciuni, cine fura să nu mai fure. Sunteți de acord? Le-ați găsit în Biblie? Bun. Acum, eu am întrebat odată și vă spun și dumneavoastră lucrul ăsta, mi-am permis într-un cerc mai restrâns, la oile mele, că acolo îți permiți, pe niște bărbați am întrebat așa în sinceritate, am zis că spuneți voi sincer acum și deschis, dacă ați fost fideli soțiilor voastre întotdeauna, dacă v-ați înșelat nevestele. Nu doar că au răspuns în sinceritate că nu, dar erau cumva deranjați și de întrebare. Ce întrebare asta? Noi suntem pocăiți. Foarte bine că sunteți pocăiți. Scrie în Biblie să fii fidel partenerului tău? Scrie într-o grămadă de locuri. Ei, și acum eu le-am pus o întrebare pe care vreau să vă adresez și dumneavoastră. Dacă nu ar scrie în Biblie, negru pe alb, să fiu fidel soției mele, îi mai sunt sau nu? Toți au zis că da. Și atunci eu am întrebat, de ce? Dacă pur și simplu Biblia nu ți-ar impune regula asta, de ce i-ai fi fidel fără să ai regulă? Și au spus, pentru că le iubim. Biblia e o carte plină de reguli și Dumnezeu mă cheamă să nu-L slujesc prin reguli, ci prin relație. Amin. Eu dacă respect regulile așa orbește, n-ajung nicăieri. Pot să mă mântuiesc și fără Iisus, în ghilimele fie spus. O să vedem imediat cum unii ajung propriilor mântuitori. Când ei respectă ei reguli, au autoneprihănire. Bun. Deci, creștinismul începe cu o relație de dragoste și nu cu păzirea unor reguli. Ați auzit vreodată de conceptul de pocăință grea? Eu sunt născut în România, crescut în România, din 90 încoace tot în România stau. Și generația fraților mai în vârstă este foarte protectivă cu noi, ne iubesc foarte mult. Atât de mult, unii nu ne-au dat încredere deloc, dar ne-au iubit. Și ne-au spus așa, măi, nu vă jucați cu pocăință. Noi nu ne-am jucat niciodată cu pocăința, dar ei prin expresia nu te juca cu pocăința, după aceea spuneau, pocăința e grea, să nu credeți că e simplu, e grea. Am crescut mai mare, am învățat să citesc, m-am dus în Matei 11 cu 29 și Iisus zice, dacă este vreunul obosit, eu am pentru el nu o saltea relaxantă, ci un jug. Deci, jug pentru un obosit. Zice, da. Dar zice, dacă îl pui pe tine jugul meu și tragi în el, vei găsi odihnă extraordinar, slavă Domnului. Deci jugul lui Hristos odihnește, nu obosește. După aceea el spune așa, luați jugul ăsta al meu că e bun și am o sarcină de tras în urmă, care este ușoară. Toți oamenii, să nu supere nimeni pe mine, care spun că pocăința este grea, îl contrazic pe Iisus. Pocăința sau pacaiani sau metanoia înseamnă să-ți schimbi mintea și să te pui de acord cu Dumnezeu în privința tuturor adevărurilor Scripturii, în privința păcatului, în privința mântuirii, în privința botezului și în toate domeniile astea. Când eu zic că e grea pocăința, eu știți de unde vă zic astea? Din ce am trăit, eu am făcut evangelizare și în tren, la vagon de dormit, credeți-mă, n-aveam somn, vorbeam cu oameni. Plângeau unii, alții adormeau. Unul mi-a zis, e faină pocăința, dar e foarte greu de ținut. Am multe, zice, nu mă pot lăsa nici de fumat, nici de băut. Ei, pentru oamenii care spun că pocăința e faină, dar e greu de ținut, noi trebuie să le spunem că e greu de ținut cât timp sunt ei la butoane. Cât timp ei își schimbă viața. Cred că una, și aici vă rog să fiți foarte atenți, dintre cele mai viclene minciuni ale diavolului este asta. Te pune pe tine, mă pune pe mine să-mi schimb viața. Și mă transform într-un om religios, plin de versete, gol de rezultate și cu relevanță zero în societatea asta. Și zici, na, doare la ce m-am mai pocăit și eu. Asta e minciuna diavolului. Iisus îți spune, vreau să-ți schimb stăpânul, ca să fiu eu stăpânul tău și să-ți transform viața din temelii. Diavolul zice, nu, schimbă-ți tu viața. Tu poți să ții post cu o motivație greșită, poți să citești capitole întregi cu o motivație greșită. Mai știți oameni care citeau în Biblie degeaba?
Ioan 5:39, voi cercetați Scripturile, că în ele găsiți viață veșnică, așa socotiți voi. Zice, eu sunt viața veșnică și pe mine nu m-ați găsit acolo, în ele. Deci nu numărul capitolelor citite vă face pe voi devotați lui Dumnezeu, ci cât l-ai găsit pe Iisus în acele capitole. Asta zice Iisus. Deci uite, poți citești Biblia degeaba. Bun. Acum, spuneam că creștinismul este singura religie care are un mântuitor. Face parte din dragostea lui Dumnezeu lucrul ăsta. Toate celelalte religii te pun să fii tu un pic mai bun. Tu un pic mai răbdător, tu un pic mai calm, tu un pic mai darnic. Și în felul ăsta tu devii propriul tău mântuitor, de la o zi la altă. Creștinismul îl are pe Hristos, care este un mântuitor exterior ființei tale. El vine din exteriorul ființei tale și îți rezolvă problema ta, numărul unu, viață veșnică. Trăiește Hristos o viață de perfecțiune, și aici vă rog să fiți foarte atenți, pe care tu și cu mine n-am putut și nu vom putea să o trăim vreodată și ne-o dă nouă în schimb. Cartea Romani este plină de expresia socotit, neprihănit. Adică în realitate nu suntem, dar Hristos care moare pentru păcatele noastre și nu doar moare, ci și trăiește o viață de perfecțiune, și ne-o atribuie nouă prin credință, o să găsiți asta în Romani, capitolul 4, versetul 5. Celui ce nu lucrează, adică nu face fapte bune ca să se mântuiască, ăsta e sensul, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința din mintea lui, din inima lui, asta, credința asta pe care o are el, asta este socotită ca neprihănire. El în realitate nu e neprihănit. Este declarat neprihănit de Dumnezeu, fără să fie în realitate, dar asta îl aduce și într-o sfințire progresivă zilnică, care îl face mai asemănător cu Hristos de la o zi la alta, amin. Dar eu sunt mântuit pentru că Dumnezeu mă declară în performanțele lui Iisus Hristos de zero păcat, adică de neprihănit. Ei, celelalte religii te pun pe tine să te mântuiești singur. Și când te pun pe tine să te mântuiești singur, tu vei ajunge frustrat, nesigur pe mântuirea ta și exact ca evreii din Roman capitolul 10. Zice Apostolul Pavel despre ei că dorința inimii mele este ca toți românii, toți evreii să fie mântuiți. Mărturisesc că ei au râvnă multă, nu ratează nicio slujbă la biserică, dar fără pricepe. De ce n-au pricepere? O să vă uitați în Roman 10:2, haideți să-l afișăm. Spune că ei nu au căutat să se supună neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Deci asta era primită din exterior, ci și-au construit ei o neprihănire a lor înșiși. De asta spune că n-au pricepere. În modalitatea aceasta nu poți să te mântuiești. Au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel darului pe care ne-l dă Dumnezeu în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și se ajunge, prea iubiților, la un defect pe care eu l-am văzut. Noi suntem o biserică nouă înființată, am zis, l-am văzut la alții, nu-i criticăm, dar hai să nu repetăm greșelile lor. Spre exemplu, cele mai multe predici pe care le auzim sunt despre cum să ne comportăm. În zona noastră mă refer, la dumneavoastră stați bine aici. Adică să-l înveți pe om cum să se comporte. La biserică, în familie, la școala duminicală, în trafic, să nu claxoneze, să fie creștin îngăduitor, indiferent de ce se întâmplă. Aici oricum am văzut că sunt foarte educați oamenii în trafic, față de ce vedem noi prin țară. Bun. Și transform prin tipul ăsta de mesaj, de evanghelie, oamenii având un comportament învățat. Un fel de dresaj spiritual, dacă vreți. Omul ăsta ajunge acasă să se poarte într-un fel, la biserică într-un fel, când îl vede pastorul pe stradă, ascunde berea de alt fel. Am văzut care au ascuns țigara, cât s-au fript din cauză că m-au văzut, credeți. Că nu ai dexteritate să o ascunzi rapid. De ce? Nu i-am transformat în asta. I-am făcut să aibă un comportament învățat. Iisus voia să ne transforme viața din temelii și noi am învățat pe oameni cum să se comporte. Cred că aici este unul dintre cele mai importante puncte unde dacă ar fi bine să schimbăm ceva, între a vesti puterea Evangheliei lui Iisus care eliberează, îi vindecă pe oameni și îi transformă și normele astea comportamentale. O să vedem imediat ce e cu ele. Ele par foarte spirituale. Ce e greșit să-i spui unui om?
să facă bine, să dea dovadă de pocăință, cum ne ziceau noi nouă părinți când ieșeam din casă, măi, te duci la școală, dă dovadă de pocăință. Noi nu dădeam dovadă de nimic, ne scuzam că suntem pocăiți de cele mai multe. Ei, ce-i greșit, o să spună cineva? Ele par foarte, foarte spirituale, însă, în realitate, Dumnezeu vrea ca lucrurile astea să vină într-un mod natural din interiorul nostru. Ăla să fie modul nostru natural de a ne comporta. Nu doar să facem, când eu zis pastorul, din respect pentru el, anumite lucruri. Pentru că acolo nu este o viață schimbată. O să vă spun un lucru nostim și în primă fază șocant. Pentru că la botez, spuneam că pregătim al cincilea botez, vin foarte mulți oameni, noi îi numim așa, din lume. Deci din religia majoritară ortodoxă sau mediul exterior celui evanghelic. Și acolo, de acolo oamenii cum vin? Nu vin cântând mărețul har. Vin cu droguri, vin cu țigări, vin cu infidelități, vin cu bărbați care își bat nevestele și trebuie să stai ore întregi să discuți cu ei. Și acum eu trebuie să aplic cu ei ce v-am spus și vouă. Adică nu învăț cum se comporte, ci să-i duc la Hristos care le transformă viața. Și un caz, de exemplu, peste două decenii de fumat multe pachete pe zi. O doamnă care azi e soră, e botezată, e în biserică și sunt sigur că ne ascultă. Simona, fii binecuvântată acolo unde ești. Zice, eu aș vrea să mă las de fumat. Noi ne uităm la ea, știind că mulți au mai lăsat de fumat, și îi zicem, să vă ferească Dumnezeu să vă lăsați. Ea face niște ochi mari, zice, cum, dar la pocăiții cu fumat? Am zis că nu, deloc. Păi și cum să nu mă las? Păi nu te-ai mai lăsat? De sute, de mii de ori în 23 de ani, zici, m-am lăsat. Păi hai să nu te mai lași tu, hai să vedem cum te eliberează Iisus de problema asta. E mai mult de un an de zile de când e eliberată total, total, din seara aceea. Slăvit să fie Dumnezeu! Noi experimentăm minunile astea și cred că și dumneavoastră și toate comunitățile care își pun nădejdea în cuvântul care e scris. Pentru că dacă eu din educație îl conving pe unul să nu mai fumeze, dacă aprinde unul țigară lângă el, îl ia cu tremurat. El intră în sevraj, vrea și el. El nu e eliberat. Din educație se adaptează unei discipline, dar acolo nu e liberarea pe care Iisus o vrea să scoată efectiv din tine și curiozitatea de a mai face acel păcat. Mai este un frate, evident, nu o să vă spun numele lui, născut din nou de curând, născut fizic de vreo 50 ceva de ani, și îmi spune așa, eu aveam probleme cu un păcat zilnic, cel mult la două zile îl practicam, zici. Am venit la voi aici la biserică, la lucruri noi, zici. Am văzut că îmi place, cântați fain, predicați fain, dar am zis, păcatul ăsta eu n-am cum să scap de el. Vin în continuare la biserică, însă, cu păcatul ăsta merg înainte. Nu sunt atâția care merg la biserică și au și păcate în viața lor. El era sincer, dar nu putea scapa, era robit. Atenție mare aici. Scriptura spune, fiecare este robul lucrului de care este biruit. Nu există, ăla nu mai face ce vrea, robul e în lanțuri. Să nu râdeți vreodată din om care nu se poate lăsa de droguri sau să-l criticați. Ferească Dumnezeu, ăla trebuie eliberat și atât. Și zice, băi frate, de când vin la biserică, erau cam două luni de când începuse să frecventeze, s-a întâmplat ceva extraordinar. Îi zic, ce frate? Nu numai că n-am mai făcut păcatul ăla de care am zis că nu scap niciodată, dar am uitat de el, zice. Cum ai uitat de el? Mi s-a șters din minte, nu mai am ideea aceea. Efectiv, numai înainte luptam cu el și mă înfășura și cădeam. Acum zice, nu mai lupt cu el, eu sunt concentrat pe Iisus. Conștiința aia, atenție, aici conștiința păcatului a dispărut. Omul în grădina Edenului, păcălit de șarpe, mare atenție, este ispitit cu o idee bună. Eva, nu vrei să fii ca Dumnezeu? Geneza 1:26 ne spune că Eva era deja ca Dumnezeu, era creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și ea și Adam. Diavolul nu îți va duce viața la eșec întotdeauna ispitindu-te să faci tu lucruri rele, să te duci într-un bar. Asta e cu aia de acolo. Tu care vii la biserică, el te va ispiti în felul următor, să faci lucruri bune într-o modalitate greșită. Ce era rău ca Eva să fie ca Dumnezeu? Nimic, era creată deja după chip. Dar zice, mănâncă din pomul cunoștinței binelui și răului. Aia însemna moarte sigură. Diavolul îi promite un rezultat bun într-o modalitate greșită. Eva mâncând, Adam mâncând, au ajuns ca Dumnezeu. Amândoi.
au cunoscut binele și rău, dar fără ca Dumnezeu să fie în ei. Aici este tragedia multor comunități religioase care sunt ca Dumnezeu, facem tot felul de strategii și nu sunt rele în sine, în biserici, și noi ne gândim cum să facem să fie cât mai bine, și suntem ca Dumnezeu fără ca El să fie în închinarea noastră, în rugăciunea noastră, în mesajele noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze și cu căi bune, nu doar cu rezultate spre care să tindem într-un mod bun. Ce se întâmpla cu legea în Vechiul Testament? Că sunt foarte multe dezbateri, dacă mai este valabilă, dacă aia ceremonială nu mai este, dacă cea sanitară, știți, legea Vechiului Testament e împărțită în căprării. Legea Vechiului Testament, vă rog să credeți ce vă spun, este sfântă, dreaptă și bună, pentru că a dat-o un Dumnezeu sfânt, drept și bun. Amin. Numai că această lege, care e sfântă, dreaptă și bună, n-a putut să facă absolut un singur exemplar, un singur om, nu a reușit legea asta să-l facă sfânt, drept și bun. Cartea Evrei ne explică pe îndelete, și o să o citiți acasă, de ce are cusur, adică acest prim legământ are un neajuns. Deși e o lege sfântă, dreaptă, bună, n-a făcut pe nimeni sfânt, drept și bun. De ce au fost nevoie de legământul sub a cărui putere ne aflăm noi astăzi, slăvit să fie Dumnezeu? Este ca o oglindă legea Vechiului Testament. Te uiți în ea, îți arată o imperfecțiune. La cum arătați, ați consultat toți oglinzile azi și v-ați văzut acolo reflexia voastră. Ei, exact asta e legea Vechiului Testament. Zicea să nu furi. Tu ai furat, te uitai în lege, băi, sunt vinovat. Dacă luai oglinda și încercai să repari acea imperfecțiune, nu rezolvai absolut nimic. De aceea, Dumnezeu face o lucrare extraordinară. Diavolul, luând o lege dată de Dumnezeu, care e sfântă, dreaptă și bună, o preia și o folosește împotriva omului care este imperfect. Diavolul, acuzatorul, a avut muniție să lovească în noi prin faptul că prelua legea lui Dumnezeu și ne mitralea pe noi și spunea, scria să nu furi, ai furat, ești vinovat. Acum Dumnezeu, haideți să ne uităm în Coloseni, capitolul 2, versetele 14 și 15, cum s-a raportat Dumnezeu la lucrul acest? Foarte important. Coloseni 2, 14 și 15. Ne spune că Hristos când stătea pe cruce, s-au întâmplat multe lucruri când a stat în 6 ore pe cruce Iisus. Foarte multe lucruri. De la discuții cu tâlhari, la discuții cu Ioan, cu Maria, bagiocurile trecătorilor, întunecarea cerului, rugăciunea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Sunt multe lucruri pe care Iisus le-a făcut pe cruce. În plan spiritual, adică ce n-a văzut nimeni, nici măcar sutașul care i-a străpuns cu asta, cu sulița lui, face Hristos ceea ce aveți în fața ochilor. A șters zapisul cu poruncile lui. În grecește, chirografo, care înseamnă scrisul de mână. Exact, dacă vreți, puteți vă gândiți la cele 10 porunci de pe cele două table. Erau scrise cu degetul lui Dumnezeu. Hristos a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Nu vă grăbiți să credeți că e desfințat. Citim mai departe, versetul 15. Și dezbracă de putere domnii, stăpâniri, după ce le expune ridiculizării publice, le face de ocară înaintea lumii și iese biruitor asupra lor prin cruci. Ce face Hristos? Cel care a dat legea Vechiului Testament, noi nu putem anula, știu și eu ce e aia lege de câțiva ani, nu putem anula noi legi. Emitentul unei legi poate să zică ceva despre legea aia. Aici nu-i vorba de anulare. Hristos, când spune că, la versetul 14, a răstignit zapisul, exact ce le spune fariseilor, saducheilor, cărturarilor în sute de confruntări și debate-uri. Le zice, n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Eu, astăzi, în nou legământ și cu dumitale, atenție mare, fiind în Hristosul care a împlinit toată legea, în ochii lui Dumnezeu suntem împlinitori ai întregii legi fără să fim sub blestemul legii. Amin. Cine-i sub lege este blestemat. Cine s-apucă el prin puterile lui să împlinească legea este blestemat. Singurul care a împlinit-o pe toate e Hristos.
Eu sunt în Hristos, El a împlinit legea în contul meu. În ochii lui Dumnezeu sunt absolvit de tot. Aleluia! Asta ne aduce confort, ne aduce bucurie, ne aduce pace. Toată legea asta care e sfântă, dreaptă și bună, în Evrei 8 cu 10, ne spune că dragostea lui Dumnezeu face un lucru uluitor. Vă amintiți în Vechiul Testament unde era legea scrisă? V-am spus deja, pe două table. Nu doar pe două table, că nu sunt doar 10 reguli. Erau sute de rânduieli. De aceea, haideți să afișăm Evrei 8, versetul 10. Capitolul 8, versetul 10. Le mai zice, până citiți aia, vă mai povestesc din Vechiul Testament. Le mai zice să scrie pe ușorii ușilor. Le mai zice să-și pună niște fruntari între ochi. Le mai zice să aibă niște ciucuri mai lungi la haină, când umblă așa și îi văd. Să-și amintească de lege. Deci toate normele pe care Dumnezeu le cerea de la om erau în exteriorul lui, niciuna nu era în inima lui. În noul legământ, Dumnezeu și-a dat seama că tu, care erai în vechiul legământ, trebuia să te duci să citești ce scrie aici. Să nu poftesc măgarul aproapelui. Nu-l poftesc. Dacă îl pofteai, încălcai regula lui Dumnezeu și toată neprihănirea de până în ziua aceea se ștergea cu buretele. Aia e neprihănire de tip vechi testamentar care n-are nicio legătură cu ce trăim noi azi. Slavă Domnului! Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel și prin credință noi toți suntem așa ceva. Voi pune legile mele, zice Dumnezeu, le mut din exterior în interior. Le pun în mintea lor și le scriu în inimile lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Fiți atenți efectul, versetul 11. Când mut din exterior în interior, tu nu mai ai nevoie de unul să vină să-ți spună nu mai lipi guma sub bancă la biserică. Asta eram traumatizați noi când eram mici. Nu mai țineți telefoanele deschise. Închideți ochii la rugăciuni. Nimeni nu respecta, dar se spunea. Nu va mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând dă dovadă de pocăință sau cunoaște-l pe Domnul. Pentru că toți mă vor cunoaște. De la cel mai mic până la cel mai mare. Extraordinar. Nu vedeți că în momentul în care ești născut din nou și te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, se întâmplă exact ce scrie în Biblie, ungerea Duhului Sfânt te învață. Nu tot trebuie să vină pastorul să-ți spună, măi, nu mai striga la nevastă, nu te mai purta urât, nu mai face aia și nu o lăsa pe aia altă nefăcut. În momentul în care e în inimă, e în minte legea aceea lui Dumnezeu, mutată din exterior în interior, eu ajung în efectul acesta. Slăvit să fie Dumnezeu și binecuvântată să fie dragostea Lui. Cum iubește Dumnezeu? Aș vrea să vă spun că Dumnezeu iubește infinit. Iubește veșnic și nu întrerupe absolut deloc iubirea Lui. Ieremia 31:3 spune, Domnul mi se arată de departe și îmi face o declarație. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Nu pot să adaug nimic la dragostea lui Dumnezeu. Eu am sentimentul câteodată, și acum o să zic ceva rău de mine, dar aici o să vă regăsiți mulți. Că azi, cumva așa, de când suntem mai pocăiți, mai la costum, mai predicăm Evanghelia, Dumnezeu ne iubește un pic mai mult decât atunci când eram niște epave spirituale. Nu este adevărat. Dumnezeu azi ne iubește la fel de mult ca de dinainte de a ne naște și ne iubește la fel de mult ca în cea mai grea zi a vieții noastre, când am avut cea mai căzută stare. Nu iubea ce făceam pe noi ca oameni, vorbesc, da? Ca ființe create. Dumnezeu ne iubește infinit de mult. La infinit n-ai ce să adaugi. De la infinit n-ai ce să scazi. Nu poți să-L determini pe Dumnezeu, azi te iubesc un pic mai puțin, că L-ai dezamăgit într-o privință. E adevărat, ai nevoie de sfințire progresivă, ai nevoie de lucruri pe care le faci și nu-L glorifică pe Dumnezeu, să te transformi, să ne pocăim de ele. Amin. Dar dragostea lui Dumnezeu pentru noi este infinit. Deci Dumnezeu iubește infinit, veșnic, fără întrerupte și nu se răzgândește din a ne iubi. În Isaia 54:10 spune, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, pot să vină cu tremure. Știu că aveți în zona aici, nu vreau să vă sperii prea tare, dar el alța uragane, știți cum e cu coastele astea două, dar dragostea mea, zice, nu se va muta de la tine și nici legământul meu de pace nu-l iau de la tine. Dumnezeu nu se răzgândește din a ne iubi. El ne iubește pentru că așa a decis El.
Nu pentru că noi avem moralitate, verticalitate și frecventăm fiecare weekend și stăm 4 ore pe săptămână în această clădire. Nu. Mai departe, Dumnezeu, după ce că iubește infinit, iubește primul. Primul. În 1 Ioan 4 cu 10 și apoi versetul 19, ascultați. Dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, nu a fost ideea noastră să ne îndrăgostim de Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și versetul 19, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Știți că omul în general așteaptă să primească iubire și după aia oferă? Nu-i nuntă azi, dar în cele mai multe căsnicii, știți care e roata aceea de hamster pe care pedalează amândoi? El vrea respect, ea vrea dragoste. El zice, o să o iubesc când o să mă respecte, ea zice, o să-l respect când o să mă iubească. Nu se pot hotărâ care începe. Păi și dacă nu începe niciunul, diavolul câștigă întotdeauna, că se învârte roticica aceea la nesfârșit. Se fac kilometri în gol. Deci Dumnezeu iubește primul. El nu așteaptă ca tu să-i spui evangelizare, mă predau, și după aia să înceapă să te iubească. Nu. El te-a iubit înainte, de aia ai ajuns la evangelizarea aceea. 3. Dumnezeu iubește necondiționat. Și aici este foarte important să înțelegem, e și finalul predicii. Oamenii se îndrăgostesc de o anumită persoană pentru care are anumite calități. La consiliere premaritală de-l întrebi pe el. Ce ai simțit prima oară când ai văzut-o? Zice că unul, curent, frate, din cap până în picioare, m-a curentat. Zice și stă curentat. Mai zici la actul, revino-ți. Revino-ți ca să organizăm nunta așa, în odihnă. Bun. Vezi anumite calități, fie de comportament, fie trăsături fizice și pentru ale iubești un om. Pe pastorul Crinișor îl iubesc că mi-o zâmbit din prim. Rar se întâmplă asta. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Bun. Dumnezeu n-așteaptă calități preexistente de la noi ca să spună da, pe ăla iubesc, pe ăla nu iubesc. Nu. El ne iubește fără ca noi să avem anumite calități. Vă amintiți ce scrie în versetul de aur al Scripturii, Ioan 3 cu 16? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, virgulă, dar noi punem un punct ca să zăbovim. Cum arăta lumea când Dumnezeu a iubit-o? Venea așa la studiu biblic, la costum? Nu! Lumea era dezastroasă. Dumnezeu a iubit lumea înainte să-i placă de ea. Temă pentru familii. Am spus și la nunț. Și am pățit-o și eu. Întreabă-ți partenerul dacă te iubește și după ce zice da, te asiguri că nu te mai aude nimeni și te duci undeva numai tu cu el și îi spui, da-ți place de mine? E o diferență uriașă între a iubi și a-ți plăcea. Dumnezeu a iubit lumea când nu-i plăcea deloc de ea. Roman 5 cu 8 spune că dragostea lui Dumnezeu se arată față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus. Deci Dumnezeu și-a arătat dragostea într-o perioadă a vieții mele când nimic din comportamentul meu nu era bun. Adică Dumnezeu, Hristosul, stând pe cruce, să uita la noi care l-am trădat, l-am abandonat, l-am mințit. Noi, ăia de atunci, dar părinții noștri. Și nu au spus, eu mă dau pentru voi pentru că vă găsesc extraordinar de atrăgători și nu rezist o veșnicie fără voi. Nu. El spune așa, mă dăruiesc vouă ca să vă fac asemenea mie. Dumnezeu se înomenește pentru ca să îndumnezească pe om. Amin. Nu a găsit nimic atractiv la mine, la dumitale, ca să spună, mă dau pe mine pentru tine, pentru că nu mai pot de dragul tău. Ba mai mult, frați și surori, când Dumnezeu a luat decizia să ne iubească, eram purtătorii, și îngăduiți-mi expresia aceasta, celui mai grețos lucru pentru Dumnezeu, păcat. Ochii lui sunt atât de curați, zice Habacuc, că nu pot să vadă nelegiuire. Nu pot, nici să uite măcar. Și el m-a iubit, deși eu eram purtătorul a ceea ce el ura cel mai mult. În al patrulea rând, Dumnezeu iubește până la capăt, scrie în Ioan 13 cu 1, că Hristos, ca unul care știa că trebuie să plece din lumea asta, a iubit pe ai săi și a iubit până la capăt, inclusiv pe Iuda. Știm că îi spală picioarele, în timpul cinei îi dă o bucată de pâine, intră satana în el, pleacă, se duce și îl vinde pe 30 de arginți. L-a iubit și pe Iuda, până la capăt. Haideți să iubim ca Dumnezeu.
Și în al cincilea și ultimul rând, Dumnezeu a iubit dăruind, nu doar declarând. Mi-a zis mama așa când aveam 15-16 ani, măi, vezi că alea două cuvinte, te iubesc, nu le zici așa la oricine. Tu dacă zici la o fată, chiar o să te creadă și se va îndrăgosti de tine. Și dacă ea nu va fi soția ta, va suferi mult. Așa e de ușor să declari, te iubesc. Așa e de ușor să zâmbești, aici e o practică națională la dumneavoastră. Oriunde intru, mă întreabă, how are you? Parcă-i neam cu mine. How are you? Haideți și echipa de la worship aici în spate. Parcă te cunosc cu oamenii de undeva. Azi la spital mi-a zâmbit medicul foarte frumos. Am trecut un pic și pe acolo. Și oamenii au așa o atitudine foarte familiară. Ceea ce e bine, keep going, mergeți pe ideea asta, că nu e rea deloc. Însă, dragostea nu înseamnă doar să declar ceva, nu înseamnă doar un smiley face. Dragostea înseamnă să dăruiești. Revenim la Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat, l-a costat enorm, enorm. Ce a avut mai scump? Darul măreț, Iisus Salvatorul, ni s-a dăruit nouă. Haideți să ne ridicăm în picioare, cred că ăsta e momentul. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu s-a întrupat ca să se autopedepsească pe El, deci să se autopedepsească, pentru a ne scăpa de pedeapsa cerută de dreptatea Lui. Bunătatea și dreptatea Lui Dumnezeu spuneau așa, bunătatea spunea Johnny, vino în rai, dreptatea zicea, nu ești drept, ăsta e păcătos, cum să le iei în rai? Dreptatea zicea Johnny să meargă în iad, bunătatea zicea, ești drept, dar nu mai ești bun. În crucea lui Hristos, în momentele acelea când Hristos agoniza, se scurgea lent viața din El, în dureri cumplite. Ne spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 5, că Dumnezeu Tatăl era în Hristos și nu făcea altceva decât împăca lumea cu sine. Și nouă ne-a încredințat slujba predicării acestei împăcări. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă v-a plăcut cu ochii închiși, să o mai faceți odată, dar cu inima larg deschis. Și haideți să ne gândim și în timpul cântărilor care urmează, cum ne iubește Dumnezeu. De ce mi-a vorbit în seara asta Dumnezeu prin tânărul ăsta, cum iubește Dumnezeu? Pentru ca să las prin mine să curgă iubirea Lui și către oameni greu de iubit. Tu dacă ai dușmani, dacă ai oameni pe care nu-i poți iubi, eu nu sunt aici să te critic, dar vreau să-ți spun un lucru. Am pățit și eu ca tine ani de zile. Până mi-am dat seama că iubirea cu care eu m-am născut mă ține 5 minute, 10 minute, o zi, din educație îi zâmbesc acelui om, dar în mintea mea spun, nu vreau să-l mai văd înainte ochilor. Și când faci asta, nu-l iubești ca pe tine însuți, cum ți-a poruncit Dumnezeu. Lasă dragostea lui Dumnezeu să te tranziteze. E a Lui, este roadă a Duhului Sfânt, nu este a ta, este a Duhului Sfânt, produsă în tine, care ești templu Duhului Sfânt, ca să beneficieze oamenii din jur. Practic, Dumnezeu vrea să iubească prin tine oameni care sunt greu de iubit. Lasă această dragoste a lui Dumnezeu să te umple. Îți va schimba radical viața. Îți va schimba comportamentul. Nu te vei mai chinui tu să renunți la vicii. Pur și simplu iubirea lui Dumnezeu, în care nu există frică, spune Apostolul Ioan, te va umple. Tot noi spunem, din tine am venit iubire și tot spre tine merg mereu. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu într-un moment de meditație, de rugăciune, cu sau fără cuvinte, gândul se aude la Dumnezeu ca un strigă. Și să medităm la tot ceea ce ne-a vorbit din cuvântul Său. Să reformeze închinarea noastră, să reformeze principiile noastre de viață. Sunt creștini care nu-și iubesc nici măcar păstorul, nici măcar soția. Și Iisus ne spune că pe dușman trebuie să iubim. Dacă ți se pare greu, e greu pentru că ai vrut tu să iubești. De azi spunem ca roada Duhului Sfânt, numită dragoste, să se manifeste prin corpul lui Iisus Hristos. Să fie o realitate
că Dumnezeu curge prin corpul Lui, prin biserica Lui Agape, din locul acesta. Și Agape care descrie până la urmă o formă de dragoste să impacteze lumea aceasta. În numele Lui Iisus. Amin.